Alo, ce faci, fratele? O, te duci, fratele, ce să fac, bine? Ce face mama? Ce să facă mama, e bine, doarme. E bine, sigur, e bine? E bine, doarme. Mai e rău? Mai se simte rău? Nu se mai simte, fratele, e bine. Da? Cât de cât. Bine, nu mai trezi, spune că am întrebat de ea. Și o să vă pun eu mâine niște bani, te duci tu să-i ridici, da? Bine, fratele. Hai, aveți grijă, vă pup, pa, pa. Am plecat din țară, am plecat la greu, că e bolnav iară, mama mea prea rău. Am plecat să-mi fac pentru doctori bani, că suferă mama de atâția ani. Te-am lăsat acasă, frățiorul meu, să-i grijă de mama până când vin eu. Credeam că și tu ai milă un pic, de unde să știu că tu o trimiți la cerșit? Dumnezeu o să te vadă, greșeala nu-ți va ierta, cât s-a chinuit cu tine, ai milă de mama ta. Ce suflet aveai în tine, făceai pofte la femei, nu te gândeai că-i bolnavă și te distrai pe banii ei. Am venit în țară, pe drum mă gândeam la ea, la un colț de stradă o văd chiar pe mama mea. Cu mâna întinsă cerea banii la trecători, cum ai ajuns, mamă, în rândul la cerșetori? Ce să fac, măicuță, că fratele tău mă pune? Așa mi se întâmplă de când ai plecat în lume. Și la telefon când tu întrebai de mine, îți spunea că dorm, pot să nu vorbesc cu tine. Dumnezeu o să te vadă, greșeala nu-ți va ierta, cât s-a chinuit cu tine, ai milă de mama ta. Ce suflet aveai în tine, făceai pofte la femei, nu te gândeai că-i bolnavă și te distrai pe banii ei. Dumnezeu o să te vadă, greșeala nu-ți va ierta, cât s-a chinuit cu tine, ai milă de mama ta. Ce suflet aveai în tine, făceai pofte la femei, nu te gândeai că-i bolnavă și te distrai pe banii ei.